E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Ursulețul absolvent, la sfat, cu Batistuța Bombonici și cu Trestuța Năzdrăvana. Ursulețule absolvent, de unde vine întunericul? Eu cred că vine de la sprâncene. Eu cred că îl aduce în tolbă Moș Ene. Eu cred că vine mai spre seară, din rafturile de la cămară. Ba, eu cred că trebuie să vină neapărat din fereastră și mai ales de sub pat. Oh, ați venit și voi? Ați făcut cunoștință cu ursulețul absolvent? Acum toată lumea a absolvit grădinița, liceul, școala generală, facultăți. Noi absolvim Trestuța fermecată cu povești. Bine ați venit la povestea de seară! Să vedem ce poveste primim noi astăzi ca și cadou pentru ursulețul absolvent. Pa, pa! Vizionare plăcută! Bine ați venit la povestea de seară! Eu astăzi sunt foarte supărat. Vi se pare că eu sunt urât? Nu se joacă nimeni cu mine. Și știți ce am făcut eu? Am vrut ca să iau eu locul Batistuței Bombonici. Că poate se va juca și cineva cu mine. Și am mai făcut astăzi dimineață. Am luat un ac și o ață și pe un colț de etamină m-am gândit să cos grădină. La început a fost mai greu. Ața tot ieșea mereu. Acul nu-mi pungea de fel, chiar dacă strigam la el. Mă înțepa, dar nu-l lăsam de la capăt, o luam. Bău frunză, bău floare, până am prins îndemânare. A, iată cum am reușit și grătina a sfârșit. Eu acum vă spun, vizionare plăcută, am luat eu locul Batistuței Bombonici. Astăzi, vizionare plăcută la povestea de seară. Poate se joacă cineva și cu mine. Pa, pa! Bună ziua! Ați ajuns? Începe imediat povestea de seară, dar înainte, Trestuța Năzdrăvană vrea să vă întrebe ceva. Dragi copii, lumina, de unde vine lumina? Eu cred că vine de la soare, de la floare, de la meri, de la caiși,
de la prune și de la toate faptele bune. De la copiii care se joacă frumos, de la liliac, glicină și chiparos, de la trilul de pasăre, de la blănițele mieilor și de la zborul netulburat al porumbeilor. De la toate lucrurile minunate din văzduh și de pe pământ, de la cântec, culori și cuvânt. Și de bună seamă, lumina vine și de la ochii tăi, mamă.